Anul trecut, cei mai mulți beneficiari de ajutor social erau înregistrați în județele Dolj cu peste 12.000 de persoane, Bacău cu peste 9.790, Buzău cu 9.750 și Teleorman cu peste 8.600 de persoane, potrivit datelor centralizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Numai în noiembrie 2018 au beneficiat de acest ajutor social aproape 190.000 de persoane. La nivelul județului Buzău, cele mai mari plăți au fost efectuate pentru comunele Râmnicelu și Viperești, dar și pentru alte localități unde au fost dispuse controle. Mai avem 24 de UAT-uri de la, în anul 2019, ianuarie 2019, decembrie 2019, dar, repet, eșantionul este trimis de la București. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, valoarea medie încasată de beneficiari a fost de aproape 270 de lei de persoană. Venitul minim garantat este unul dintre cele mai importante programe de promovare a incluziunii sociale și de combatere a sărăciei. Potrivit reglementărilor legale, refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă atrage încetarea dreptului la ajutorul social.